Salut, prieteni! Începem un nou vlog și știu că începem cam târziu, fiindcă probabil mulți v-ați întrebat unde ați dispărut. Ați încărcat două videouri și gata, ați dispărut. Nu, noi... Nu suntem departe. Noi tot aici suntem, tot în Halifax, doar că ne-am mutat. Ne-am mutat de la casa unde trăiam mai înainte, trăiam cu niște prieteni și am stat la ei o perioadă. Și acum am găsit un apartament unde să ne mutăm. Da, Gheorghe, mai încolo să vă arăt cu ce se ocupă Gheorghe astăzi. Da, jucărele. Da. Am găsit un nou apartament într-un condo. O să fie un video în care o să vă explicăm un pic despre rentals în Canada, fiindcă sunt unele aspecte diferite de ce știm noi în așa, industria asta chiriilor. Ok, și ne gândim să facem un room tour ca să vedeți cum arată un apartament nimobilat, simplu, așa cum îl luați de la landlordul vostru, la cel care vă dă închirie. Fiindcă noi încă mobilă nu prea am luat, fapt am luat doar un pat și o saltea. Da, am luat basic ce și ne trebuia ca să nu murim de foame și să nu dormim pe jos. Restul o să luăm după când ne lărgim cu bugetul. Începem cu intrarea. Intrarea e asta, o ușă așa masivă. Cheie normală, doar că la ușa de jos, la intrarea centrală, e o cheie automatizată, adică nu trebuie să bagi cheia de fiecare dată. Aici ne gândim să cumpărăm un dulăpior pentru papuși, dar trebuie să verificăm măsurile, pentru că vedeți, e strâmt. Strâmt! Nu știm nici măcar oglinda unde să o punem, fiindcă aici e un panou cu controlul de la electricitate, da. Aici, așa, după tradiția canadiană, este un dulap în care tu îți pui, imediat cum intri în casă, îți pui tot felul de haine, căciuli, papuși mai mari și mai voluminoși. Și tot aici avem și o ladă IKEA. O ladă IKEA. Probabil o să vedeți foarte multe lucruri de la IKEA, fiindcă noi suntem IKEA people. Da, nouă ne plac lucruri la IKEA, fiindcă raportul de calitate-preț, care în seara asta vorbeam, e și ala care, nu știu, îi dă randament cel mai mare. Și aici e bucătăria. De obicei, chiriile în Canada vin cu bucătărie dotată la pachet, adică în prețul care îl plătiți la chirii, de obicei trebuie să fie și o bucătărie cu minimum 3 appliances, cu minimum 3 electrocasnice. De obicei, ăsta e frigiderul. Ăsta e frigider, congelator jos. O plită, plita e cu inducție și oven, cuptor. Noi aici mai avem inclus un preț plus cuptor cu microunde și mașina de spălat vasă. Eu mult m-am zbătut să luăm chirii cu mașina de spălat vasă, fiindcă oricum la două persoane nu e greu să spele atâtea vasă, să spunem, dar îți ușurează viața. Eu am să fac ca tur. Ca un ghid pentru, cum vă spunea Beata aici, IKEA, iarăși IKEA, o groază de locuri, toate IKEA. Tot IKEA. Da, 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 da. Noi, la noi o să vedeți mai mult, tot IKEA. Și aici? Aici e ca un fel de... avem mașină de spălat. Dulap în... Deci probabil o să vedeți pe parcursul videoului că toate dulapurile sunt în perete, deci pus înăuntru, ca tu să nu trebuie să îți cumperi tot felul de șcafuri, dulapioare, dulăpieri. Da, așa e și tot felul de rafturi, și aici am dovedit noi să punem zilele astea. Cum? De fapt, ieri ne-am mutat și astăzi am despachetat un pic de lucruri. E rar să vedeți în chirii mașină de spălat vase și uscător, fiindcă de obicei chiriile astea se dau în case private sau, cum se spune, în condominiums. Ok, mergem mai departe. Aici avem un poligon de joacă. O, dar astăzi jucării nimeni. Astăzi Gheorghe își face niște rafturi pentru încălțăminte, haine și o să fie nevoie. Și poți să le faci frumos așa, mai cumperi una și faci așa. Ah, faci Lego. Da. Bun. Și ca să vă întrebați cum e vremea în Halifax, iată, astăzi, sfârșit de august, probabil undeva plajă, soare, tot ce vrei, în Halifax plouă. Da, așa se întâmplă. Da, mergem mai departe.
Ok, masa, vedeți, e 2 în 1, de fapt 3 în 1, e stația de calculatoare, un calculator, probabil îl recunoașteți, unul foarte vechi. Aici unde mâncăm și acolo unde mai spălăm fruct și mai avem pe acolo. Aici ar trebui să fie multe lucruri, dar din păcate doar valiză, fiindcă iarăși așteaptă zile mai însorite și mai bogate în zona asta. La fel și aici, o să fie probabil canapele, canapea, televizor, ce o să mai fie. Aer condiționat și iarăși dulap. Dulap în perete. Dulap în perete, haine, lucruri și o valiză. Fiindcă nu prea știm unde să le băgăm. Avem vreo 4-5 valize și nu știu unde să le băgăm. Baia. Baia e simplist. Și din păcate, ce și mie nu-mi place la băile din Nord America, e că ăsta e mic, spațiu e puțin și lipsește un bidet. Probabil cei care din prin Italia sau, mă rog, din stilul occidental, de european, știu că în băi de obicei există și un bidet pentru necesități, comodități. Aici el ca și concept lipsește, el nu-i. Lumea, eu cred că iar avea nevoie, dar n-l au, nici nu știu ce e asta. Și doar, iată așa, minimalist, simplu. Eu sper în viitoarele case sau casa noastră personală să fie să fie cel lucru care eu îi duc lipsă. Și în final, one bedroom apartment, asta înseamnă un apartament, iată cum ați văzut până acum, plus un dormitor. Dormitorul e unul simplu, fereastră, patul care l-a asamblat Gheorghe seară, fiindcă nu vroiam să dormim pe jos. Pat Ikea, $150 patul plus salteaua. Am economisit la lucrurile care le-am cumpărat. Și aici, cum se numește dulapul ăsta pentru garderoba asta în perete? Walk-in closet. Atunci când tu intri, îți mai pui și o oglindă undeva pe aici și ești îmbrăcat frumos direct din garderobă, din dulap. Da, e o idee faină, comodă. Dar eu ador așa shopping, pentru că intri și nu plătești. Și intri de câte ori vei. Da, și îți alegi hainele, îți schimbi de 10 ori până când ești acolo frumos. Aici, da, ar mai sta câteva lucruri, mă rog, de aranjat. Da, în timp le facem toate. Și aici un covoraș. Un covoraș am luat iarăși, fiindcă ne sunt trag rădășinile dintr-o zonă în care se făcea așa ceva, l-am cumpărat și l-am pus aici. Ok, cam ăsta e apartamentul, room tour, probabil, nu știu, nu sunt eu mare regizor, nu mă prea pricep eu la a face o bună, nu știu, un review, însă... Cine vrea tutoriale pentru a crea ceva, a face Lego din produsul IKEA, dați un like, un subscribe și eu vă învăț. Da, fiindcă Gheorghe aici, de exemplu, aseara era tot poligonul lui și a făcut patul și ăla din bucăți, deci din bucățele așa a făcut patul care l-ați văzut mai devreme. N-am mai făcut video aseară, pentru că aseară eram obosiți, cred că la bateria era în minus la noi. Da, mă rog. Iată așa. Și asta merge înăuntru acolo, ca să putem pune un ghiozdan, o pereche din pantaloni mai uzați, mai... Ok, prețul. Prețul vă spunem mai târziu, fiindcă trebuie să ne clarificăm și cu locul de parcare, trebuie să ne dea un loc de parcare mai încolo și vă povestim și cu prețul, care-i treaba. Ia uitați-vă aici ce apus frumos avem noi. Noi nu știm că aici, cum ferestrele spre nord-vest, probabil. Și uitați-vă ce apus. Fără nord, dar și culori interesante. Deci balconul nostru. Și în seara asta mâncăm cei mai simplu mâncare posibilă. Salut! Cei mai simplu mâncare posibilă, gătit cu câteva ingrediente care le avem noi și cu vesela proaspăt cumpărată.
facem azi? Iar o sărbătorim cu o bere canadeză? Da. Cu bază de lapte. Da, iarăși, noi experimentăm gusturile astea de aici, dar... A, apropo, de una am încercat bere... Bere acră. Sour beer. Eu am crezut că e mai strașnică decât vinul. Nu mi-a plăcut aproape deloc. Data asta văd că e ceva spumos ca laptele cu ciocolată. O, Doamne, ce fel de bere asta? I don't know. Dar e la dânsul... Faza e că o umpli până în cap berea. Parcă e cafea. Nu, no, Gheorghe, noi ceva cu berele astea, ori noi nu le înțelegem, ori... Funny, pare. Da? Poți să încerc? Da, nu, te-ai trebuit ciocnit. Hai, focusează, mai băiete. Yeah. Parcă e spumă de la expresă. Ok, ciocnim? Hai să vă povestesc acum despre serviciile de frumusețe. De fapt, despre cum am mers la frizer și cât a costat și, în general, experiența de astăzi. Eu, cum ați văzut, eu aveam părul cam lung, incomod de lung, fiindcă cu toate grijile care le aveam, nu am mai ajuns la vreun frizer mai înainte de a veni în Canada. Și am zis că, ok, hai să-l facem mai ușurel părul ăsta, fiindcă nici nu vreau să-l tund băițește, dar nici nu vreau să-l cresc așa, e inutil de lung. Am mers la o frizerie lângă apartamentul nostru. A trebuit să fac o rezervare, apropo, deci nu e ca la noi, cât e dus, ai așteptat 10-15 minute la rând și după care te-a chemat, hai vină cu-o. Aici te duci și îți faci rezervarea, vii peste vreo 2 zile. Mă rog, poate noi peste tot așa, însă am fost la vreo 2 și cam așa era procedura. Stați că mă ating, am încurcat strada. Am făcut rezervarea asta, peste 2 zile m-am dus. Am întrebat cam cât costă și mi-a spus că pentru dame, indiferent de lungime, asta e important, pornesc prețurile de la $50 în sus. Ok, eu i-am spus, eu nu vreau mare treabă la părul meu, trebuie pur și simplu să-l scurtez, fiindcă a devenit incomod. Nici o problemă. M-am așezat la oglindă, i-am arătat cam care-i treaba, explicându-i așa cu cuvintele care le știu eu. Și am spus, facem jumătate de oră și ești gata. Și cam atât așa-și durat. O chestie curioasă, probabil publicul feminin știe că de obicei când merg la frizer, sunt două tipuri de farfece. Unul care taie și celălalt care rărește vârfurile. Păi iată, despre a doilea farfece, farmez că aici nu știu. Să cel puțin frizărița mea nu-l avea. Însă, a făcut o treabă bună, părul chiar mi l-a, nu știu, l-a făcut așa mai ușurel și de spălat și de îngrijit. Însă mi-a păstrat lungimea care eu prefer să rămân cu dânsa. Și la final am plătit cu tot cu tip, fiindcă aici se obișnuiesc să lași tip. Am plătit 60 și ceva de dolari. Eu mă așteptam să fie dublu, fiindcă părul mi-a fost spălat, uscat, mă rog. Am mai vorbit de sfaturi, mi-a dat la urmă și un tester despre cum să ții părul hidratat. Adică serviciu extrem de bun, nu știu, probabil s-a așteptat un tip mai mare de 15%, eu cam atâta l-am dat. Da, mă bucur, mi-a plăcut. Probabil o să mai revin la ei. Vă spun, 60 ceva de dolari pentru o tunsură de damă, indiferent de lungime. Plus sfaturi de frumusețe. Erau inclus în preț. Pentru că de obicei cultura, da, peste tot probabil așa, ca frizerul să te entertain, să te întrebi diferite lucruri, să fie o experiență așa interesantă, interactivă cu frizerul. Păi iată, eu astăzi am mai câștigat un cunoscut aici, în Canada. Cam așa-i.
de lung, de lejer. Îmi place rezultatul, o merită banii, dar în ce vreau să vă spun, frizeriile de obicei sunt pentru dame, pentru bărbați. Dacă vreun bărbat, nu știu, vrea să-și facă barba sau părul, trebuie să meargă la barbershop. Sunt servicii separate pentru femei și pentru bărbați. Pentru bărbați se numesc barbershop și chiar cum, business-uri separate aici. Gheorghiță a fost și el vreo săptămână în urmă. Și acolo intră doar bărbați, servicii doar pentru bărbați. Barbă, păr, deci... După ce noi eram obișnuiți cu altfel de diviziuni, aici iată serviciile separate pentru bărbați și pentru femei. Probabil e bine, pentru că așa știi că te dai pe mâna unui profesionist că știi doar asta. Continuăm prin a vă arăta o drăcărie care am cumpărat tot la Ikea vreună cu toate celelalte lucruri. Am cumpărat asta. Eu de mult vreau asta, sunt niște luminițe decorative, aici scrie pentru exterior, dar noi putem să-l ținem și în casă, dar care au un încărcător solar. Ia uitați-vă aici. Deci tu chestia asta, o pui la soare, mă rog, poate să stea afară, poate să stea aici la fereastră, și ea alimentează 8 sau 12 beculețe. Hai, focusează. Care pe timpul zilei se încarcă o baterie, un acumulator mic aici. Cât timp ăsta stă la soare, fiindcă noi mai spre seara o să avem soare aici, iată. Vizuala care avem noi de la fereastră, aici lumea construiește. Aici iară construiesc de la zero blocuri. Da, nu o să fie interesant aici în zona asta. Și ăsta stă la soare, încarcă bateria. Tu când vrei pornești treaba asta. Are aici așa un butonaș. Ok, acum să-l pornesc, nu prea se vede. Seara o să vă le arătăm. Și iată, 12 luminiți îngrăcate de la soare. Plus că asta mai are așa o instalație mică pentru a-l pune. Iată așa. Stați o clipă. Îl puneți în planta asta. Aici așa, și puneți chestia asta în plantă, ca să nu stea rezemate, ca cum stă el acum. Iată cum trebuie, cum poate să stea el pe o plantă. Oh, nimeni focusează. Iată. Eu încă din Italia vroiam o astfel de chestie, fiindcă mie îmi plac așa luminii ambientale, decorul făcut așa sufletești în casă. Și mai ales dacă nu consumă nimic, și mai bine. Lasă să-l încarci soarele, fiindcă soarele e un reactor nuclear atât de încredere care răsare în fiecare dimineață. Cel mai important, v-am spus prețul. Prețul la chestia asta, 12 beculețe, $15 aici la Ikea. Știu că și în Italia sunt, la fel erau de 20, de 30 de euro. Beculețe cu încărcător solar. Iată așa. Iar acum, băieți, cât costă casa? Iar tu mă iei pe dinainte. Ok. Ok, spune tu prețul. Deci, Cristina, cum v-a spus, mai înainte, da? Prețul pentru casa asta este de $1,550 luna. Da, eu n-am spus, însă așa e, prețul la casa asta, $1,550 lunar. Deci noi în suma asta avem inclus absolut totul, în afară de lumină și internetul. Deci adăugător plătim lumina și internetul. Deci indiferent de cât cheltui tu lumină, cât consumi, o plătești. Internetul e o taxă fixă, lunară. Lunară, da. Pentru internet plătim... 70-80 lunar pe lună. În jur de $80, da, să spunem. Da, astăzi ne l-au instalat. Da, astăzi, în sfârșit, 1 septembrie ne l-au instalat. Viteza e decentă. Și de astăzi am început să plătim și lumina și internetul, așa că la noi luminile cam o să fie mai mult stinse. O să fie lumina soarelui. Și la lumina de la lampele solare, da, care va de la Ikea. Da, care le arătăm.
Că mulți o să spună că chiriile astea, oh, voi plătiți mult pentru un oraș ca Halifax, asta e mult și noi știm. Deci că noi noi plătim cam mult, fiindcă, din câte ați văzut, noi avem mașină de spălat în cameră, avem aer condiționat, parcarea e jos inclus în preț, plus sală de sport. Da, avem mai multe condiții care, părerea mea, face bani. Da, și noi am spus că, efectiv, fiindcă noi am economisit bani în Italia, am stat în Italia într-un apartament mic de 40 de metri pătrați, am pus banii la cerap. Comercial, pentru... 40 de metri pătrați, da, comercial. Da, 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 scoatei balcoane de acolo. Scoate balcoane și pereții. Da. Adică noi ne-am gândit că ne punem bani deoparte pentru a ne a crea condiții acolo, fiindcă să treci prin adaptarea, șoc cultural, e mai ușor să faci asta având o casă, niște pereți așa care să-ți placă ție. Cu... Da, deci te adaptezi în confortul tău. Da, da. Ceva da. Da. Plus că și blocul arată bine, zona da, e o zonă bună. Da, asta deci... foarte mult contează. Adică adaptarea ta contează și din condițiile la care tu te supui în primele luni. Și noi am preferat. Adică să plătim mai mult pe o chirie, probabil să cheltuim mai puțin pe plăceri personale, pe filme, mai știu eu, și baruri. Da, să... Da, deci să spunem așa, blocul are 3 ani de zile, din 2017 a fost ridicat. Da, e construcție recentă, da. Construcție da, nouă. Da, ați văzut și electrocasnicile, plus minus câți au câțiva ani, nu sunt uzate chiar. Scuzați! Ok, o să fie probabil și un video despre chiriile în Canada. Noi acum strângem un pic de informații, am vorbit cu persoane care... Au chirii în Montreal, lumea vorbește, am văzut, despre Vancouver. Acumulăm informații despre care sunt prețurile chiriilor și o să fie un video în care o să povestim despre prețuri minimi, prețuri maximi, prețuri medii, ce intră în prețurile medii, ce categorii de casă și chirii sunt. O să fie una să... Deci da, un confront. O comparație, da. Confruntăm prețurile, comparăm condiții și tot felul de chestii. Însă pentru asta trebuie timp. Lumea spunea, faceți un video comparativ cu Italia și Canada, faceți când vreți să aflăm. Și noi vrem... Deci, video comparativ cu Italia și Canada, practic, trebuie timp pentru asta. Trebuie timp pentru noi ca să cunoaștem mai noi bine piața. Noi nu putem să spunem punctele negative și pozitive, trăind aici doar câteva luni. Deci, pentru asta o să trebuie să fie timp. Ok, îi dăm cu vlog mai departe. Și acum vreau să vă arăt luminițele, beculețele, ghirlanda, noaptea. Ia uitați. Asta era încărcătorul, care eu l-am pus aici în plantă. El oricum stă orientat așa afară, soarele bate în transul. Și astăzi beculețele noaptea. Se văd chiar și din drum. La astea trei de aici le-am pus un carton, niște hârtie, așa, ca să nu ne bată în ochi, fiindcă câteodată mai așa dormim cu dânsele. Dar arată așa de bine. Iată așa. Și cu lumina... Și acum, din seria altor cumpărături inteligente, asta, ia uitați ce am luat, asta e de la Ikea, chestia asta. Și am luat-o cu 6-7 dolari, pur și simplu pentru a nu prăpădi ciorapii când îi pui la uscat, sau pentru alte lucruri care vrei să te usuci pur și simplu așa în baie sau afară, ca să nu pornești mașina de uscat haine. Ia uitați. Mie îmi place, e și amuzantă, e câte o. Prieteni, pare mi să încheiem vlogul. Ia uitați-vă ce am găsit noi pe drum, aruncat, lângă o casă, fiindcă lumea aici seara scoate gunoiul, pentru că a doua zi trece mașina pentru care încarcă gunoiul. Asta l-am găsit venind de la pescuit cu Gheorghiță în seara asta și asta l-am găsit în fața unei case, pe drum, pur și simplu stând afară. Eu știu că așa ceva se vinde la Ikea, aici se numesc drying rack, adică unde sunt întins hainele afară la balcon. Și Gheorghe, matematică superioară, complicată. Noi l-am... Chimie complicată, da. Noi l-am... Cum, ne-am uitat la dânsul, am văzut că... Cum? Pare mi se izgriet aici, dar... Da, asta e un fleac.
Ia uitați-vă. El e ok, el nu are nicio problemă, da. Nu știu de ce lumea l-a aruncat afară. Îi puneau prea multă greutate și se duce în jos, ei nu știu să pui câteodată. Vezi că și la îndoieri puțin. Da, e... Oricum, da. Prețul pentru un așa produs nou pare mi se cât, e cel puțin $20. Da. Noi l-am găsit afară, pur și simplu plimbându-ne prin cartierul în care trăim. Da. Da, ia ca așa. Iarăși ne-am economisit, ne-am scos cu niște bani. Ok, prieteni, și parmis cu asta încheiem vlogul, iarăși l-am întins o perioadă de timp, însă mulțumim că ne priviți, da, Gheorghe? Și sperăm că v-a plăcut apartment tour-ul care l-am făcut mai devreme în casa asta nouă și foarte puțin mobilată. Ok, ne vedem la alte vloguri, numai bine, pa, pa! Bye, bye.